Finanțatorul clubului de volei Remat Zalău, Liviu Ciupe, a anunțat în emisiunea Arena Sumeșană de săptămâna trecută numele noului antrenor al campioanei României. Echipa zălăuană are ca obiectiv în sezonul următor câștigarea cupei și a campionatului, dar și o participare cât mai bună în Liga Campionilor. Am înțeles că aveți un nou antrenor acolo la Zalău. Așa este, avem un nou antrenor, un băiat tânăr, un om cu experiență în Champions League și sperăm să facem treabă bună. Radovan Gagic este numele lui, da. Ca să știe și telespectatorii noștri. Radovan Gagic, da, așa îl cheamă, e sloven. Este fostul antrenor secund al naționalei, din câte am înțeles. Antrenorul de femeie, a fost antrenor secund la Bled, are un parcurs, deși un băiat tânăr, are un parcurs destul de bun. Ne orientăm după oameni tineri care vreau să facă cariera și care sperăm să ne aducă rezultatele pe care le dorim noi. Ce ne puteți spune despre ultimele modificări de lot? Nu pot să vă spun prea multe, pentru că antrenorul l-am luat decât de două săptămâni, el e plecat într-o vacanță, urmează să vină în săptămâna asta să se întoarcă acasă și, pe urmă, împreună cu el vom face lotul.